În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioasă Părinte Stare, preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși. Evanghelia de astăzi ne aduce în fața ochilor noștri sufletești minunea săvârșită de Domnul nostru Iisus Hristos asupra unui copil posedat de diavol și a cărui boală se manifestă odată cu fazele lunii, fapt pentru care este numit și lunar. Tatăl său, cu puțină credință în ceea ce privește vindecarea fiului său, a venit totuși la Mântuitorul și arătându-și credința sa îndoielnică, i-a zis: de poți face ceva, ajută-ne. Ba, am și adăugat, l-am dus și la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Ceea ce l-a determinat pe Domnul Hristos să rostească poate cele mai aspre cuvinte pe care le-a adresat vreodată: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi mai fi cu voi, până când vă voi mai răbda pe voi? Și certând pe diavolul necurat care se sălășluise în el, îndată s-a vindecat copilul. După au venit și ucenicii nedumeriți și l-au întrebat: de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: pentru puțina voastră credință, căci adevărat gresc vouă. De veți avea credință cât un grăunte de muștar. Veți zice muntele acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Mântuitorul a fost neplăcut impresionat așadar și de omul acesta, puțin credincios, chiar dacă în cele din urmă i-a ascultat rugăciunea și i-a vindecat copilul, și de ucenici, și de cei ce erau de față și, în general, de cei din vremea sa care s-au îndoit de el. Așa cum probabil este dezamăgit și de puțina noastră credință de astăzi. Auziți că de credință le-ar fi trebuit ucenicilor să săvârșească minunea aceasta, un grăunte de muștar. Ce înseamnă un grăunte de muștar? Există o întâmplare foarte frumoasă despre lucrul acesta. Se spune că au mers niște frați în pustie la Ava Serapion și l-au întrebat: Ava, ce înseamnă cuvintele acestea din Evanghelie? De veți avea credință cât un grăunte de muștar? Veți zice muntele acestuia: mută-te de aici dincolo, se va muta. Ce înseamnă? Nu înțelegem. Și acela le-a răspuns: nu înțelegeți? E bine cuvintele: de veți avea credință cât un grăunte de muștar. Și veți zice muntele acestuia: mută-te de aici dincolo. Și s-a oprit Ava, pentru că un zgomot asurzitor s-a pornit deasupra și a strigat Ava: stai, munte, nu am poruncit să te muți, ci căutam doar să tălmăcesc fraților mei ce înseamnă să aibă credință. Ce se întâmplase, de fapt, atunci? Muntele din preajmă, auzind cuvintele părintelui rostite cu toată credința și cu putere dumnezeiască, a prins a se prăbăli de la locul său ca să se arunce în mare. L-a oprit însă sihastrul, pentru că era doar un cuvânt de învățătură pentru frații care veniseră să-l întrebe și care au înțeles în modul cel mai convingător posibil ce înseamnă cuvintele acelea. Iubiți credincioși, Domnul Hristos, în pericopa evanghelică de astăzi, este parcă mai aspru ca niciodată cu cel care a venit și a cerut vindecarea fiului său, pentru că știa că nu are destulă credință. Știa că se îndoiește și nu poate crede ca oarecum sutașul care i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Și ca alții atâția care au venit la el încredințați pe deplin că poate să-i ajute. Hristos este aspru și cu ucenicii săi, pentru că slăbise puterea lor în ciuda faptului că primiseră dar de la Dumnezeu, ca mergând să scoată demoni în numele Lui. În sfârșit, a fost mai aspru Hristos în cuvântul de astăzi și cu fariseii și cărturarii care veșnic căutau să-L prindă în cuvânt, urmându-L cu gând și ochi viclean, nu ca să-i vadă minunile și să creadă în el, ci ca să afle vreun gest sau vreun cuvânt nepotrivit, să-L poată apoi aresta și să-L condamne la moarte,
așa cum s-a și întâmplat cu cele din urmă. Hristos, așadar, găsește acest cuvânt aspru pentru neamul credincios din vremea sa, pentru cei care, la modul general, nu credeau unde ajuns în el, dar îl rostește și pentru noi cei de astăzi. Pentru că dintre noi, cât se ridică la vrednicia credinței pe care a cerut-o Hristos, omului aceluia și ucenicilor săi. Cât înțelegem să dobândim atâta credință, încât să putem muta nu munții materiali, ci pe troaiele care atârnă de sufletul nostru, diferitele păcate care ne trag și ne afundă în marea vieții acesteia. Câți dintre noi dovedim destulă putere ca să ne recuperăm atunci când cădem și să trăim în adevăratul Duh al lui Dumnezeu, arătând că i-am înțeles învățătura, ba încă și să o și punem în practică în viața noastră. Dacă Mântuitorul Hristos ar fi să caracterizeze și neamul nostru creștin de astăzi, oare nu ar face-o în același mod? Oare nu ar rosti aceleași cuvinte și cu aceeași mărăciune? O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Trăim noi creștinii de astăzi cu adevărat în Duhul lui Dumnezeu, păstrând tăria și darurile sale împărtășite nouă la Sfântul Botez. Iar noi, slujitorii Bisericii, păstrăm cu tărie darul Sfintei Hirotonii ca să călcăm peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului. Întâlnim astăzi în lume oameni care își părăsesc biserica, trecând la alte credințe și chiar la alte religii, oameni care nu mai găsesc de bună această credință ortodoxă. O găsesc învechită, nepotrivită pentru vremurile acestea. De ce? Pentru necredință sau pentru puțina noastră credință? Pentru că ajungem noi credincioșii care de altfel ne batem cu pumnii în piept cu credința noastră să nu o trăim cu destulă convingere, motiv pentru care nici nu suntem credibili. Ce dacă vorbim frumos? Vorbim foarte frumos despre viața de dincolo, dar o iubim mai mult pe cea de aici. Ne place să vorbim despre aceea, dar ne agățăm toate speranțele noastre de viața aceasta. Căci cum să convingi că îl iubești pe Dumnezeu dacă, de fapt, te arăți îndrăgostit mai mult de cele de aici? Cum să fim convingători atunci când vorbim de împărăția cerurilor, dacă ne construim cu atâta atenție așternutul și culcușul cald și plăcut pentru viața aceasta și ne pasă atât de puțin de viața de dincolo? Sfinții nu erau așa. Mucenicii din primele veacuri care au cucerit lumea, nu atât prin predica lor, cât prin exemplul personal, mergeau atunci când necredincioșii condamnau la moarte pentru credință, cântând și bucurându-se că se îndreptau astfel către viața veșnică în Hristos. De aceea erau convingători, iar necredincioșii păgâni, văzându-le credința și speranța, înțelegeau că aceștia chiar slujesc Dumnezeului celui adevărat. Când însă ne văd necredincioșii pe noi ezitanți, nehotărâți, vorbind foarte frumos de viața spirituală, dar trăim din ce în ce mai material, mai împământeniți și mai înrădăcinați în viața aceasta trecătoare, cum să mai fim convingători? De aceea spun că dacă Mântuitorul Hristos ar fi trebuit și astăzi să rostească niște cuvinte la adresa noastră, mă tem că le-ar fi rostit pe același. O neam necredincios și îndărătnic. Necredincios pentru necredință sau puținea noastră credință, iar îndărătnic pentru că suntem neputincioși, ori nu vrem să trăim în Duhul Lui, în Duhul acela care arde, însă nu într-un ezitant, ori lipsit de trăire autentică a învățăturii sale. Așadar, Domnul este astăzi aspru cu cei din vremea sa, dar este aspru și cu noi, pentru că încet, încet, mă tem că și noi se stinge Duhul Său, iar creștinismul nostru convinge din ce în ce mai puțin. Practicăm un creștinism din ce în ce mai teoretic, vorbim frumos despre el, dar nu postim și nu ne rugăm, cum ne-a cerut Mântuitorul Hristos în Evanghelia de astăzi. Poate că va zice cineva, cum, post și rugăciune? Și tot el va zice, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele.
Care post am ținut însă? Acela de bucate, poate. Pentru că postul desăvârșit este când te abții și de la faptele urâte, și de la cuvintele rușinoase, și de la gândurile cele murdare. Acela este postul adevărat. Iar rugăciunea, care este ea? Aceea de un sfert de oră dimineața și de un sfert de oră seara. Dacă și acelea. Adevărata rugăciune înseamnă permanenta comuniune cu Dumnezeu, care nu trebuie să lipsească nici o clipă din viața noastră. Ne dorim adeseori să stăm de vorbă cât mai mult cu mama sau cu tata, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu prietenii. Ei bine, Dumnezeu trebuie să fie mai mult prezent în viața noastră decât toți aceștia la un loc. Căci relația și comuniunea cu El trebuie să fie permanentă. Asta înseamnă adevărată rugăciune. Și încă într-o stare de smerenie și de meditație sfântă, iar nu de teoretizare a învățăturilor lui Dumnezeu, dându-ne cu părerea care mai de care potrivit înțelepciunii noastre. Iubiți credincioși, viața în Hristos este un lucru cât se poate de serios. Și ca să ne arate aceasta, El ne-a dat astăzi exemplul credinței care poate muta până și munții din loc. Dacă nu înțeles propriu, atunci în sensul slăbiciunilor și al păcatelor noastre, al patimilor noastre. Ridicarea și lepădarea acestora de la noi, asta va să zică mutarea munților din loc. Adeseori însă nu avem destulă credință ca să facem aceasta și continuăm de la o spovedanie la alta să repetăm aceleași slăbiciuni și păcate pe care duhovnicul se vede silit să le tot asculte și să nu mai știe ce să ne mai spună. Ca să încetăm odată cu ele și să cunoască și la noi un progres real, izvorând din slujirea lui Dumnezeu celui adevărat și o credință puternică. Să avem credință puternică, așadar, și încredere pe măsură, că slujim pe Dumnezeu cel adevărat. Să nu ne părăsim această credință pe care a întemeiat-o chiar Dumnezeu, nu profeți cu slăbiciuni și neputințe care au performat într-un fel sau altul. Credința noastră a fost întemeiată de Dumnezeu însuși și ca să fie mai convingător, a venit personal pe pământ să șeveleze învățătura adevăratului, adevărului acestuia veșnic, doar ne va convinge să ne luăm rolul de creștin serios. Să dovedim credință tare, putere și încredere în El. Căci numai acestea pot convinge și pot fi credibile și în ochii celor din jurul nostru. Să-L rugăm pe Domnul, care a rostit astăzi cu amărăciune cuvânt aspru și pentru noi. Să facă El să rodească puținea noastră credință, ca să devenim cu toții creștini buni și cu adevărat credincioși. Dar în credință, convingători, nu doar prin vorbele noastre, ci mai ales prin ceea ce înfăptuim. Căci la aceasta mai cu seamă se uită vecinul, aproapele sau departe de nostru. La faptele noastre privesc oamenii și acelea vor convinge mai mult decât cuvintele cele meșteșugite. Pentru că s-a spus că ochiul este mai credincios decât urechea. Poți să spui multe, omul vrea să vadă. Și acest comportament, acest fel de credință și acest tip de încredere în puterea lui Dumnezeu le răvnea Hristos la neamul necredincios și îndărătnic din vremea sa și aceleași le răvnește și la noi. Să-L rugăm deci pe Domnul să ne dea această credință și încredere ca să-L slujim cu toată ființa noastră, dar să ne dea și putere să săvârșim fapte care să convingă și pe cei din jurul nostru că ceea ce văd la noi nu teorie și spectacol, ci viață autentică în Mântuitorul Hristos Dumnezeu, să-i poată mobiliza și pe ei la tot lucrul cel bun. Amin.